Moldova este o țară frumoasă, dar puțin cunosc asta. Iată de ce noi arătăm lumii întregi, dar în primul rând compatrioților noștri, unele dintre cele mai frumoase locuri ale sale. Voi, așezați-vă comod, iar eu pornesc spre următorul punct din țara noastră, cu bună dispoziție și fără pașaport străin. Acest videoclip a fost realizat cu sprijinul USAID, ANTRIM și Ministerul Culturii al Republicii Moldova. În această dimineață m-am trezit deja la sud. Atât de multe rute încât nici măcar nu aveam timp să merg la Chișinău. Și iată că am deschis ochii și m-am trezit în mijlocul unei podgorii. Curtea este din secolul XIX. Căruțe, fân, deși pisica, mingea și bicicleta sunt din timpuri mai recente. La micul dejun avem terci și stafide. Exact ce trebuie pentru o plimbare lungă cu bicicleta. Pensiunea Casa Bunicului face parte dintr-un traseu turistic deschis recent. ANTRIM a lansat în total 4 în sudul Moldovei. Drumul nostru de astăzi se numește C3 și merge din satul Plopi până în satul Pașcani, unde m-am trezit, așa că ne vom întoarce din nou aici, seara, pentru a ne relaxa. De asemenea, astăzi îmi voi lua bicicleta și voi merge direct în viitor, unde Moldova va arăta ca în Dubai. Voi alerga niște cai și gâște și aproape că mă voi murdări în aceste denivelări din regiunile Cahulului, ceea ce va duce la spălarea lucrurilor într-un geyser moldovenesc. Bunicuțo, se poate puțin praf? Voi încerca să dau foc la acest geyser și să ascund banii pentru abonați în vârful dealului. Conștiința noastră este curată. Voi sfârși prin a vizita 2 crame deodată și voi dispărea frumos în apus. Ia pobediu! Mai întâi, trebuie să ajungem la punctul de plecare. Primul punct de referință de pe traseu. Nu este aproape, așa că priviți pe fereastră și explorați priveliștea în timp ce toată lumea merge la muncă. Fântâni frumoase, biserici și o mulțime de berze, atât în cuiburi pe stâlpi, cât și ca monumente. Numărul de bicicliști în Cahul mi-a amintit de Copenhaga, iar copiii m-au dezamăgit. În trecut, arătau gesturi obscene, iar acum doar zâmbesc și fac cu mâna la cameră. Nimic content calitativ. În satul Plopi, de unde începem traseul de ciclism, toată lumea are performanță sportivă. Iată o fată care aleargă direct pe pistă spre satul vecin, în timp ce băieții sunt trimiși de mama lor la magazin după pâine și ulei de floarea soarelui. La intrarea în cramă, caii pasc, iar muncitorii se odihnesc deja în rulota lor. Aici, în satul Plopi, se află primul punct al traseului nostru, cu o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Cel mai bine este să parcurgem acest drum cu bicicleta, dar puteți fi mai șmecheri, cum suntem și noi, și o parte din traseu să o parcurgeți cu mașina. Vinăria a fost deschisă în perioada sovietică și se numea atunci Țiganca. Acum produce toate tipurile de vin sub marca Gitana, pe care oamenii din întreaga lume le toarnă în pahare. Uite-te la butoaie și imaginează-ți dimensiunile a ceea ce se întâmplă. Prima parte trece prin câmpuri arate de tractoare, pe unde sunt tineri pe motociclete și de asemenea prin păduri în care trăiesc reni și vaci care se simt bine. Așa da, poți mesteca iarbă și produce lapte stând și întinsă. De la primul punct de observare se pot admira lacurile. Fără supărare, dar eu nu voi merge la ele, pentru că sunt în România, iar la filmările fără zagran, eu mă duc fără pașaport străin. Dar iată veștile bune. Chiar aici, lângă un plop singuratic dar puternic, voi pune o capsulă pentru abonați. Cel care o găsește primul are 500 de lei. Iar eu acuși o să vă arăt de unde s-a pregătit pornirea pe traseul nostru de astăzi, la sudul Moldovei. 4 poziții. Iată, am adus harta. Iar dacă ați fi susținut canalul nostru pe Patreon, atunci cu 6 ore înainte, ați fi știut deja locația aproximativă unde voi ascunde această capsulă. Onoarea noastră este curată.
Așa am ajuns cu capsula chiar în copac, lângă furnicar. Ai grijă să nu ți înțepi mâinile și să nu lovești gardul de sârmă ghimpată, pentru că vei deteriora gardul proprietarilor. Să deschidem harta. Am pornit de la vinărie din satul Plopi, acum am lăsat capsula într-un plop pe acest punct de observare, de unde se vede râul Prut și lacurile, apoi mergem spre satul Gotești. Gotești nu este un sat simplu, ba chiar există un avertisment la intrare. Aveți grijă, sunt multe de văzut în acest sat. Cel mai important lucru aici este izvorul termal. Ați auzit vreodată de Baden-Baden? Ei, la fel este și aici. Am vrut să-l ating de mult timp și în sfârșit am reușit, dar trebuie să urmez semnele de traseu, ceea ce înseamnă că merg pe drumul cel bun. De-a lungul drumului am întâlnit o mulțime de bicicliști și bikeri locali care au parcurs traseul cu mult înaintea noastră și au văzut multe locuri amuzante. Vaci care pască în zone de picnic, un măgar gânditor pe marginea drumului, un căprior stă nemișcat pe o casă și oameni adunați pentru un eveniment de familie. Ca întotdeauna există opriri răcoroase, porumbei pe o fântână, iar steagul lui e flutură pașnic deasupra soldatului sovietic. Trebuie să obții un permis la acest post de frontieră dacă dorești să mergi la râul Prut. Iar eu am mâncat un sandwich și mi-am continuat drumul. Să mergem mai departe! Acesta este ultimul câine înainte de geyser. Iată-l! Imaginați-vă cum curge apa. Este suficient pentru a umple toate aceste lacuri, iar restul se varsă și în râul Prut. Există foarte puține informații oficiale despre acest loc și este păcat acest lucru pentru că este unic loc chiar și după standardele europene. Apa care curge aici are o temperatură constantă de 30 de grade, după sursele de internet. Dar eu nu cred, pentru că, după părerea mea, are aproximativ 20 de grade. Dar ideea este că această temperatură este păstrată pe tot parcursul întregului an, chiar și atunci când afară sunt minus 20 de grade. Ea oricum are 20-25 de grade. Localnicii, cum este și această bunicuță, preferă să spele anume aici hainele pentru că această apă nu lasă urme. Această apă mai este numită lecuitoare nu doar de către localnici, dar și de specialiști care au măsurat în ea microelementele. Ea conține calciu, caliu, magneziu și alte săruri care vindecă rănile, catifelează pielea și tratează bolile. Dar cel mai important pentru ce am venit aici este să fac un experiment. Chiar arde această apă? Pe internet sunt multe informații că oamenii chiar i-au dat foc și ea arde. Se pare că sunt niște gaze care se aprind. Acuș verific. Problema este că astăzi este un vânt foarte puternic, chiar nu pot aprinde normal bricheta. Scânteie iese, dar apa nu se aprinde. În cele din urmă, vântul s-a potolit și am aprins bricheta, dar nu a bubuit nimic. Bricheta arde, priviți. Nimic totuși nu se aprinde. Sau poate eu nu văd din cauza vântului. Iată pozele pe care băieții le-au făcut cu această țeavă cu ceva timp în urmă. Dacă veniți pe vreme calmă, aprindeți singuri și expediați înregistrarea video. O voi posta. Între timp, am împrumutat un lighean de la bunicuța aceasta, ea însăși spală rufele fiului ei, chiar dacă îi este greu să meargă, refuză să fie ajutată și zâmbește foarte mult. Sunt a treia zi la sudul Moldovei. Acesta este tricoul meu preferat, totuși nu este atât de proaspăt, așa că voi cere de la bunicuță și niște praf și o să-l spăl. Bunicuțo, se poate puțin praf? Miroase puțin amâl, dar mai bine decât a transpirație. Mulțumesc pentru lighean. Noi facem un filmuleț pentru televiziune. Ok, la revedere, o zi frumoasă! Întotdeauna există viață în jurul apei. Rațe, gâște, lebede, stârci, caii se bucură de viață, copiii prind pește și oile își cresc lâna. Totul este fascinant, mai ales de sus.
Conform broșurii, nu există oprire în satul Zârnești, dar am fost curios să mă plimb prin el când am văzut acest parc. Am vrut să iau o pauză și să mă plimb pe acest leagăn patriotic cel puțin pentru 5 minute. În timp ce trec biciclete cu băieții din zonă și cărucioare cu mame și bunici tinere, ridicându-mă din leagăn, am dat peste un foișor robust unde nu se bea vin, ci se reconstruiesc motoare de tractoare. În Zârnești a fost chiar și un cinematograf. Aici stătea și se păstra afișa. Acum acest loc este folosit pentru anunțuri, reparația mașinilor de spălat și viză în Europa. Cu toate că noi mergem fără viză, cred că este vorba despre cele de muncă. Iată și lucru în Germania. În afară de asta este și credit. Nu vă recomand să luați. Ai crede că suntem în Germania până acum, dar această casă de cultură retro ne readuce la o realitate nu tocmai rea. Judecând după program, aici au loc concerte și competiții sportive. Iar datorită acestei mulări, îmi dau seama că aici se proiectau și filme. Dacă vă imaginați stepa din sudul Moldovei ca pe un deșert, aici ne aflăm într-o oază. Green Village este un complex turistic cu 3 hectare de teritoriu și 3 zone de agrement. Cameră de hotel cu restaurant, o zonă de camping cu foișoare și o zonă mare de acvariu. Anul 2022. Moldova nu mai este la fel. Iar satele Moldovei nu mai sunt ce au fost odată. Nici murdărie, nici miros de tizic, doar lux și gazon îngrijit. Cât costă așa o căsuță? Prețul este de 800 de lei, micul dejun inclus. Vedere, piscină, restaurant. Principala atracție aici este priveliștea. Tocmai pentru a sublinia acest lucru, arhitectura de aici se bazează pe ferestre panoramice. Priviți acest restaurant. Nu, nu din exterior, ci din interior. Este ca și cum nu ar exista pereți. Zona de camping este o zonă verde mare. Foișorul dispune de apă, lumină, frigidere și cărbuni pentru tot sezonul de frigărui. În primul rând, turistul când vine trebuie să aibă o dispoziție bună. Să începem de la asta. Dacă are dispoziție, deja zona și-o petrece perfect. Toate persoanele care se află pe teritoriu sunt marcate cu brățări pe mână. Adică și deja dacă sunt marcate cu brățări pe mână, accesul e gratuit peste tot. Vin turiști și din America la voi. Ce le place așa mult? Simpleța. Adică gustul, rafinamentul și nu trebuie să fie ceva făcut sofisticat, ciucit și tot așa. E simpleța, curățenia și toate momentele astea. În primul rând, moldovenii și e un gen de popor care sunt primitori, și asta și le place la străini. Că ei sunt primiți, ei când vin aici, ei sunt ca un pic mai ridicați în palme, așa cum spune. Am avut un caz, au venit o familie din Franța chiar. Au venit, s-au cazat, erau cu cortul, pereche, 3 copii erau. Au cerut camping pe o noapte, așa tare le-au plăcut că au stat o săptămână. Aceasta este casa porumbeilor. Oamenii nu au voie înăuntru, dar oaspeții neinvitați ajung acolo cumva. Aveți un volier deschis. Cumva îi numărați? Poate ei zboară și vin înapoi? Se întâmplă, sigur că se întâmplă. Sunt vulturi, vin străini, pierderi oricum sunt. Noi numărăm practic 2 ori pe sezon, primăvara, toamna. Vinul este în regulă și aici. Au plantat rânduri drepte de viță de vie în urmă cu 4 ani, iar recolta se apropie. Anul ăsta trebuie să fie primul an în roadă, ca sorturi de vii Cabernet, fetească și rar.
Plecând din satul Roșu, ajunge aproape imediat în Cahul. Acesta este cel mai mare oraș din sudul Moldovei și cu siguranță merită o ediție separată. Iar astăzi suntem în tranzit. Este ușor să confunzi cartierele centrale ale orașului cu cele din Chișinău. Magazine de marcă, centre comerciale și clădiri noi. Printre care poți să observi căsuțe drăguțe cum este și aceasta. Chiar și ceva în stil american. Pentru ca și cei din Chișinău să înțeleagă că sunt în vizită, aici numele orașului este semnat cu mândrie pe stâlpi și gardurile de la intersecții. Este evident că celor din Cahul le place transportul alternativ, iar traseul nostru de bicicletă trece prin oraș nu în zadar. O plimbare pe un giroscooter în piața centrală e o distracție preferată a tinerilor locali, dintre care există o mulțime. Mai ales datorită universității mari, iată un graffiti la intrare în ea. Îmi place să mă plimb cu bicicleta pe străduțile astea mici. Monumentul Flamingo din Cahul nu a fost ridicat doar pentru a se da mari și tari. De fapt, lacurile locale sunt frecventate de aceste păsări și vreau să mă întâlnesc cu apusul de soare pe unul dintre ele. Mai exact, pe câmpiile inundabile care se învecinează cu unul dintre cele mai mari lacuri din Moldova, lacul Manta. Suprafața câmpiilor inundabile ale Cahulului este de 15 km pătrați. Este un mediu ideal pentru floră și faună și doar pedalând aici poți întâlni orice. Eu am întâlnit lebede. Din nou suntem în Pașcani, de această dată în calitate de cuceritori ai traseului de 53 de kilometri. Ce trebuie să facem în primul rând? Așa este, să intri în pivniță și să vorbești despre vinurile locale, deși somelier din mine ca și deschizător de sticle de vin. Este. Ia pobediu. Da. Pitească neagă, doamnă răspăstrăniu. Hai, noroc. Noroc. Bine ați venit la noi. Mulțumim. Așteptăm cu drag. Interesant este faptul că o serie de sticle prezintă un măgar. Măgarii sunt respectați aici. În sudul Moldovei ei înlocuiesc adesea un camion și merită, în mod clar, un loc pe etichetă. Măgarii chiar joacă un rol important în gospodărie? Desigur, ei ajută. Noi ne aflăm la țară. Iar la noi s-au păstrat aceste tradiții vechi. Acest vin este exportat în Polonia, are toate certificatele și standardele necesare pentru export. Pentru cină, mergem la restaurant. Aici se încearcă să se gătească cu produse locale. La 500 metri distanță avem un lac. Cel mai mare lac natural al Republicii Moldova. Și pe malul lui, pasc vaci. Noi cumpărăm de la locuitorii satului produse lactate ca brânză, lapte, smântână pe care mai târziu o folosim în produsele noastre. M-a frăpat mult cât de diferite pot fi sarmalele, din cele pe care nu le-am mai gustat până acum. Parcă sunt sarmale și atât. De fapt, aici sunt multe secrete locale. În primul rând, ele nu sunt fierte, dar coapte. Și nu sunt în frunze de vie, cum este de obicei la noi, ci în frunze de varză. Și pentru că nu sunt fierte, orezul rămâne la fel nefiert. Iar înăuntru se simt bucăți întregi de carne. Iată câte diferențe dintre cum erau cândva sarmalele și cum sunt ele acum. A fost o zi grea, dar foarte interesantă în sudul Moldovei. Mâine mă voi trezi și voi explora din nou traseele Antrim. Iar tu, dă subscribe la canalul Zurgă Label. Pe curând!